Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a depus o plângere în instanțele de drept din România împotriva președintelui Maia Sandu, care este și cetățean al statului vecin. Acesta o acuză că ar fi folosit funcția pe care o deține pentru a pune presiuni pe judecătorii din Republica Moldova ca aceștia să nu adopte decizii în favoarea sa. Veaceslav Platon i-a cerut procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România să o atragă pe Maia Sandu la răspundere penală. În plângere este indicat că el și avocații săi au constatat o presiune directă din partea șefului statului asupra judecătorilor la adoptarea unor soluții în defavoarea intereselor lui Platon sau companiilor gestionate de el, sub pretextul combaterii unor presupuse riscuri asupra securității statului. El a declarat că a decis să se adreseze instanței de peste Prut pentru că în țara noastră i-ar fi greu să obțină o decizie echitabilă. Contactat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, a declarat pentru postul nostru de televiziune că instituția va analiza plângerea depusă de Platon și va reveni ulterior cu o reacție. Amintim că luni controversatul om de afaceri a fost achitat în dosarul fraudei bancare de oficiul Buiucani al judecătoriei Chișinău.